Elevii de clasa a patra vor susține luni proba la limba română, iar marți vor avea proba la matematică din cadrul evaluărilor naționale de la clasele a doua, a patra și a șasea, anunță Mediafax. Evaluările naționale de la clasele a doua, a patra și a șasea continuă în săptămâna 30 mai 3 iunie cu probele pentru elevii de clasa a patra, după ce testările naționale au debutat săptămâna trecută cu probele pentru elevii de clasa a șasea. Astfel, luni, elevii de clasa a patra vor susține proba la limba română, marți o vor susține pe cea de la matematică, iar joi, elevii din cadrul minorităților naționale vor susține proba la limba maternă. Fiecare test durează câte 60 de minute. Pe 6 iunie vine și rândul elevilor din clasa a doua, care vor susține proba de scris în limba română. Pe 7 iunie vor susține proba de citit în limba română, iar pe 8 iunie proba de matematică, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației. Notele de la aceste evaluări nu se trec în catalog, ci se folosesc pentru realizarea unui portofoliu de lucru pentru fiecare copil în parte, care arată nivelul de cunoștință. De asemenea, rezultatele sunt centralizate la nivelul Ministerului Educației pentru a realiza un raport național, pe care Ministerul îl publică de 2 ani în fiecare toamnă. Astfel, decidenții își pot da seama care este situația la nivel de sistem și unde sunt problemele, înainte ca elevii să ajungă la evaluarea națională de la sfârșitul clasei a 8-a, cea care le decide parcursul educațional.